Eu vi le, da, vi le citesc. Băi, citește una, nu toate. Că una. Așa, da. așa. O prima întrebare. Care sunt criteriile după care mi-aleg biserica în care să slujesc? Îmi place întrebarea biserica în care să slujesc, nu unde să fiu doar membru. Câteva criteriile aș putea menționa așa foarte telegrafic. În primul rând, biserica în care mergi trebuie să fie o biserică vie care nu are doar uh, învățături corecte, ci are o viață a lui Hristos evidentă. O biserică în care să există uh, și o aderare la învățătura scripturii. Chestiunea asta poate va fi mai greu de depistat de către un membru simplu. De regulă, lucrul acesta este mai ușor pentru un slujitor. Dar uh, și acea biserică care te asimilează pentru a. Te implica. Un anumit credincios a dorit să fie membru într-o anumită biserică și s-a dus la păstor și a spus: Vreau și eu să fiu membru în biserica aceasta. Păi, și ce vrea să faci? Păi, nu ce să fac. Și eu să fiu acolo la biserică. Și a zis: Nu e bună biserica asta. Și i-a dat o adresă diferită. S-a dus acolo și a găsit o biserică care se demolase. Adică, tu nu vrei să faci nimic? Ideea este dacă vii în biserică să îți găsești un loc unde să fii activ. Pentru că ce se întâmplă? Sentimentul de utilitate contează mult. Să știi că nu este acolo doar ca să consumi, ci ca să dai în biserică a, trebuie să existe aceste schimburi. Primesc ca să dau. Eu primesc viața din Hristos prin intermediul studiului biblic, prin intermediul rugăciunii, prin intermediul legăturilor frățești, prin alte daruri duhovnicești. Dar, la rândul meu, și eu dau către biserică ceva. Și nu mă refer la bani. Nu mă refer la bani oh, că e nevoie de întreținere, că e nevoie și de bani pentru care Dumnezeu. Da, așa asta. Dar nu la asta mă refer. Ci mă refer la a da din relația ta cu Dumnezeu, pe care și biserica, într-o anumită măsură, ți-o facilitează ceva către ceilalți. Și acea biserică care te ajută să te uh, așezi în pătrățica ta, aceea este biserica potrivită pentru tine. Nu biserica în care te pierzi în mulțime. Nu biserica în care nimeni nu te-a întrebat ce cu tine, de ce ai venit, de ce n-ai venit. Eu nu reușesc să mă raportez la o mie de membri din biserică, că sunt mulți, mai mult de o mie. Dar eu știu pe câțiva și dacă nu-i văd la biserică, îi sun. Le trimit câte un mesaj și zici, mă, ești scump la vedere. ce cu tine? Nu știu ce. Acum și eu ajung rar pentru că slujesc în multe locuri, dar ei, eu știu că nu merg pe sate, nu merg în alte locuri și atunci, dacă nu sunt la biserică, înseamnă că nu sunt. E o problemă. Și de asta e important să fie biserica în care ești și păstorit. Adică ți se oferă hrană, ești întrebat de sănătate, ești întrebat de Aia e o biserică ok în care oamenii te și mustră, te și corectează, pentru că rănile făcute de un prieten dovedesc că din geoșie a lui. Adică te aștepți ca acolo să ai parte de creștere. Nu biserica care îți face doar binecuvântare la copii, dar îți face nu știu ce alte slujbe și în final în Nu. Ci biserica care are grijă de sufletul tău. Și trebuie să găsești acel grup de oameni care au această aplecare spre suflete într-un mod practic, care presupune relaționare, presupune vizitare, interacțiune și așa mai departe. Acum noi ca slujitori avem parte și de surprize, că sunt oameni care nu ne primesc, nu te băga în viața mea, nu mă așa. Nu... Ah. Dar dacă vrei să ai o evoluție a vieții spirituale, trebuie să te expui, să te vulnerabilizezi, să te mărturisești, să, să. și așa mai departe. Eu, pe criteriile acestea, aș merge. Nu m-aș raporta la aspectele care țin atât de mult de estetica programului. Ci m-aș raporta mai degrabă la aspectele care țin de calitatea vieții spirituale de acolo. Da? Estetica e cu partea ei. E necesară și asta. Că avem și noi capacitatea să evaluăm anumite lucruri. Dar, dincolo de calitatea muzicii, de calitatea predicării, este importantă calitatea vieții oamenilor respectivi. Și atunci, dacă sunt niște oameni care mă ajută să cresc spiritual, care mă ajută să înaintez pe care și să mă implic în lucrare, mă duc acolo cu suta pe oră. Dar dacă e doar așa o chestiune liturgică, doar spectacol, mă pierd acolo, sunt și eu un, no name și nu fac nimic, nu m-aș duce acolo. Nu. Ci m-aș duce acolo unde am și eu o parte a mea. Să știu, domnule, dar pot să fac ceva. ce îmi dați să fac și eu? Bun, vin aici. Îți dăm de lucru. Asta e important. Mulțumesc. Dacă este okay. și o altă întrebare... Mai sunt câteva. Cum pot fi un slujitor incisiv prin atitudinea mea? Incisiv. Incisiv, nu știu exact la ce se referă ce fratele. Eu înțeleg termenul că doar cunoaștem limba română, dar uh, uh, ideea este de a uh, fi randamental, probabil, și cred că este o atitudine care uh, te ajută. A fi incisiv nu înseamnă să fii obraznic. Nu înseamnă să fii uh, bărdos, tăios, colțos. Nu la asta mă refer. Eu cred că este vorba de a fi uh, o persoană care să ai eficiență prin darul pe care îl ai. Și capacitatea de a, de a avea eficiență, cum am și spus, este o chestiune care ține de mulți factori. De mulți factori. Nu e doar unul. Dar atitudinea contează. O atitudine de slujire. Practic, ne vorbim despre autoritatea slujitorului. E important ca omul față de care te apropii să vadă că tu vrei să îi slujești și nu vrei să te impui în dreptul lui. Nu vrei să te dai cocoș sau nu știu ce, ci vrei să fii un slujitor al lui Hristos pentru binele lui spiritual. Și când vede lucrul acesta, omul se deschide. Dar dacă vede că tu, de fapt, vrei să i invadezi viața, vrei să te impui, vrei să uh, îl controlezi, vrei să... nu știu ce. Omul respectiv se baricadează și te trimite la plimbare. Ei, hey, eu cunosc păstori, de exemplu, care nu sunt predicatori buni. Poate nici nu sunt organizatori buni. Dar au inimă de păstori. Și știu să se aplece sub povară, să plângă, să se ducă la spital, să se ducă acasă, să viziteze pe toți. Și când ai un asemenea om, îți este drag să te deschizi, să împărtășești, să se roage pentru tine, să își pună mâinile peste tine, să facă ungere acum de lemn, să te sfătuiască. Vezi, un om care are o anumită proeminență și se vede că omul acela are o inimă de slujitor, e omul care își, cum să spun, se pune la dispoziția ta în orice circunstanță. Mi-aduc aminte, îți spun o întâmplare scurtă, scrisă de Tony Campolo. Vorbea pastorul de la Anvon despre modul în care trebuie să ne raportăm la război. Și era o atitudine din aceasta pacifist, adică să nu participăm la război, să nu știu ce. Dar între membrii în sală era un uh, colonel în rezervă. Și ăsta fierbea pe bancă, pentru că ăsta vorbea împotriva implicării armate și nu știu ce. Și îl ghiontea pe ăla de lângă el și așa. Și ăsta zice, bă, dar de ce nu i zici nimica? Băi, nu pot să-i spun nimica la păstor. Dar de ce nu poți să-i spui? Măi, când a murit nevastă mea, păstorul ăsta o stat zile și în și sunt înainte de a muri, eu citit din Biblie, s o rugat cu ea. Și eu acum, cum să-i spun ceva? Mi-a închis gura. Vezi sunt anumite slujiri care, dacă le-a făcut un om, practic, te-au câștigat, chiar dacă nu ești de acord cu el. <laughs> și ți-au închis gura. E foarte important să fii un asemenea slujitor disponibil pentru nevoile oamenilor. Dacă putem merge mai departe. Acum, pe slujirea muzicală. Așa. Care sunt instrumentele potrivite pentru închinarea în biserică? Toate. Toate. Cât mai spune. multe. Cât mai multe. Folosite cu moderație, cu înțelepciune și să se audă mesajul cântării mai tare, vocea, cuvintele, să fie inteligibile ca să nu fie cântări, adică instrumentele. Dar vreau să înțelegeți un aspect. Noi când cântăm, nu cântăm de dragul instrumentelor. Noi cântăm de dragul lui Hristos. Pentru că o biserică nu gravitează în jurul unui instrument. Am auzit că, de exemplu, anumiți tineri au plecat dintr-o anumită biserică pentru că nu le lăsa să cânte, nu știu, cu ce baterie. Chestia. Ei, na, știu, cânți cu altceva. care e problema. Dar noi... Uh, îl laudăm pe Domnul. A, nu putem cu aia, nu le lasă frate din anumite motive. Cât am cu alte instrumente, care e problema? Dar să știți că frații noștri romi sunt mai creativi. Dom'le, dacă n-au instrumente, folosesc tigăi, capace, chestii, dar laudă pe Domnul, să știți. Nu e asta important. Inima contează și despre mine, adică nu există anumite instrumente care n-ar putea fi utilizate. Mai e adevărat că sunt anumite biserici care sunt mai restrictive, mai nu știu ce. Dar ca să poți cânta corect la un instrument, presupune o artă, presupune muncă, presupune educație muzicală. Adică nu e o chestiune așa ușoară. De aceea, cine vrea să folosească bine un instrument, trebuie să se pregătească. Deci, noi trăim într-o generație în care avem pretenții și la capitolul acesta, de aceea, da, la toate, dar ca să faci armonie și să iasă treaba bună, e muncă multă instrumentele de suflat, presupun multă muncă, presupun toate, orchestră, fanfară. Dar orice, adică Dumnezeu are gâtul larg în privința aceasta. Nu e o problemă. Dar e important inima să fie ok. Și este mai importantă viața celor care cântă să fie pe portativul lui Dumnezeu ok. Și apoi să fie și linia melodică bună. Mulțumesc. O întrebare destul de amplă. Cum înțeleg chemarea lui Dumnezeu pentru mine? Da, eu știu că ar fi fost logic să apară o asemenea întrebare, că n-am explicat. Darurile spirituale sunt primite fie în momentul în care cineva este botezat cu Duhul Sfânt, fie ulterior, pe parcurs. Mă gândesc că Timotei, de exemplu, a primit un dar duhovnicesc ulterior momentului convertirii, a fost un moment în care și-au pus mâinile, a fost și un eveniment, un, un, un cuvânt profetic și toate s-au suprapus și spune, fă lucrul unui evanghelist și îmi bine slujba. Cred că a fost vorba de o chemare specială pentru acest gen de activitate, dar nu a fost chiar în momentul în care el s-a întors la Dumnezeu sau în momentul în care să fi primit Duhul. Așadar, Întrucât bisericii din Corint, Pavel spune, căutați aveți darurile duhovnicești cele mai bune și le spune la plural. Asta presupune o căutare asiduă, o rugăciune, o disponibilitate. Ce înseamnă asta? Biserica în ansamblu să stea înaintea lui Dumnezeu și să ceară daruri diferite pentru înzestrarea slujitorilor. De exemplu, eu am fost în niște biserici care nu erau pentecostale în Brazilia, împreună cu soția, și ei aveau slujbe, deci nu aveau slujbe de stăruință, aveau slujbe de primire a darurilor duhovnicești. Deci stăteau înaintea lui Dumnezeu, în rugăciune și așteptau ca Dumnezeu să dea daruri. Foarte interesant. Și Dumnezeu dădea astfel de daruri. Domnul Iisus spunea, rugați dar pe Domnul Secerișului să se scoate lucrătorul la lui. Ei, în momentul în care conștientizezi că Dumnezeu ți-a dat un anumit dar sau poate nu-l conștientizezi foarte uh, evident din prima. Pentru că sunt daruri care presupun o dezvoltare în timp și îți dai seama că acolo este matca în care trebuie să intri. În momentul în care vei începe să faci o lucrare, vei vedea că practic ești în, în matca care trebuie. Ești în noți ușor acolo. Eu am fost implicat în urmă cu mulți ani în activități în care nu m-am simțit în largul meu. Și în momentul în care am intrat pe făgaș, m-am simțit ca peștele în apă. Vă spun sincer. Și nici nu mi-a mai trebuit altă activitate, pentru că mi-am dat seama că mă deraiază de la traseu. Uh, e important să știi ce papuci să poți din punct de vedere spiritual. Adică să nu iei uh, condurii cenușărese, cum încercau să facă surorile vitrege. Nu, să fie papucii tăi. Uh, nu să faci munca altuia. Nu trebuie că altul este apreciat pentru o altă activitate. Treaba lui. Tu faci treaba ta și fii mulțumit cu zona aceea în care simți că te-a chemat Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu la un moment dat, te cheamă la o altă lucrare, nu e problemă. Că la un moment dat și uh, Filip, care era un evanghelist, a făcut și lucrare diaconală. Deci, E posibil să se modifice în timp anumite lucrări. Dar s-ar putea să o perioadă să faci ceva, o perioadă să faci altceva, o perioadă să faci altceva. Nu e ușor la un moment dat, dar vei vedea că dacă faci un anumit lucru cu seriozitate, cu credincioșie, cu randament, biserica va observa, te va așeza oficial în lucrarea respectivă, ba chiar la un moment dat te va solicita să faci și alte lucrări mai de amploare, mai de învergură. Uh, și... E o chestiune care e o împletire între predilecțiile pe care le simți tu, înzestrarea spirituală și naturală pe care ți-o dă Dumnezeu și uneori înzestrarea spirituală, darul duhovnicesc, se grefează sau se suprapune pe stabilitățile tale naturale. Și apoi biserica va recunoaște eficiența ta și te va lăsa să mergi în direcția respectivă. Îți va da mână de însoțire și te va ajuta să te dezvolți în, în acel segment. Cam acesta ar fi așa un progres în zona aceasta de identificare a slujbei. Cum mă pot raporta cu echilibrul la, la relația de prietenie și la nevoia de autoritate față de cei ce îi slujesc? Cum crezi echilibrul? Am înțeles. Um, E bine să existe o relație de prietenie, dar care să nu degenereze într-o familiaritate excesivă. Adică nu ne tragem de șireturi cu cei cu care slujim. Nu ne permitem să le invadăm o anumită zonă care este strict particulară. Îi respectăm și mergem până acolo încât să nu ne discredităm unul pe altul prin vorbe ușuratice. E important lucrul acesta ca să știm cât putem merge cu o anumită persoană, până unde în relația respectivă. În așa fel încât să putem sluji în termeni duhovnicești fără a ne diminua imaginea unul altuia. Spun lucrul acesta pentru că... Eu am văzut uneori slujitorii să iau așa în căruță unul pe altul și spun vorbe despre unul, despre familia lui, despre... Nu! Nu trebuie să ne permitem lucrul acesta. Ci trebuie să avem mult bun simț. Biblia spune în cinste să ne dăm întrietate unul altuia, să avem un limbaj apreciativ și niciodată să nu ne permitem uh, o lejeritate a limbajului Trebuie să avem o decență, trebuie să avem uh, această distanță de bun simț care trebuie să există în raporturile de colegialitate. Și chiar dacă observăm anumite lucruri care nu sunt ok în dreptul acelor persoane cu care suntem în relație de colegialitate, nu trebuie să ne permitem să facem bășcălie de persoanele respective. Niciodată. Dacă avem de făcut o corecție, trebuie să o facem într-o manieră fină, elegantă, pentru ca astfel să vadă celălalt că nu îl strivim. Cineva spunea că familiaritatea naște dispreț. Uh, cred că e bine să fim atât de familiari încât, da, să cunoaștem și, poate, anumite puncte slabe ale celuilalt dar să nu le folosim pentru a-l înjosi, această cunoaștere, ci doar să-l ajutăm eventual să se ridice. Pentru că dacă noi cunoaștem anumite puncte slabe a celuilalt, nu ar trebui să îi le trâmbițăm și nu ar trebui să-l jignim pentru acele chestiuni pe care le vedem în, în dreptul lui. Realitatea este că pe măsură ce îl cunoști mai bine pe un om, îți dai seama că are și anumite carențe, are și anumite minusuri. Spunea, cred că Ioanid, orice om privit de aproape, zi de zi, mai mic cât îți pare. Doar Iisus pe lumea pe din ce în ce mai mare. Adică, orice om este un om. Și atât. Adică, are și aspecte care nu sunt încă toate aliniate. Dar, noi tocmai de asta suntem într-o relație, de a ne completa, de a ne ajuta și a compensa acele minusuri pe care le are acea persoană într-o echipă de slujitori. Și când știi că un om, de exemplu, nu este potrivit să facă o mustrare publică, nu-l pui pe el să facă lucrul acela. Îl pui pe celălalt din echipă care știe să facă lucrul acesta. Când știi că într-o echipă unul este mai bun la învățătură, îl pui pe ăla. Când știi că unul este mai bun la evangelizare, îl pui pe ăla. Când știi că cineva este mai bun la mângâiere, îl pui pe ăla. Deci, asta este ideea. Să nu lumilești pe om și să îți bați joc de el, ai să văd acum cum o să se descurce și crezi cumva un fel de, de groapă. Să se poticnească și să râdă și biserica de el. Nu, nu, nu. Ci potrivă, pentru că știi că nu este eficient acolo, nu-l folosești acolo. Și eu vreau să spun, de exemplu, eu m-am format ca uh, și om care am lucrat cu cuvântul, nu în biserica locală. Până să predic eu la 17 ani în biserica locală, eu am predicat prin sate. Eram un copilandru și mergeam la trei babe și doi moșnegi. Și vorbeam într-un context cu oameni nemântuiți. Vorbeam din Biblie și trebuia să fiu mai pregătit decât trebuia să fiu la Amvon. Pentru că oamenii din lume puneau întrebări și eu trebuia să am uh, imediat răspunsul. Și așa m-am format. Și apoi a fost floare la ureche, cumva când am venit în Biserică, pentru că eu eram deja forjat într-un alt cadru. Cred că ați înțeles lucrul acesta. Ei, și eram într-o echipă. Oameni care știau, pe Daniel îl putem pune acolo, pe altul îl putem pune acolo. Și așa am crescut în timp. În timp. Mulțumesc. Dacă nu știu dacă a răspuns corect. Ca, da, da. Ca să, știi ce, ca să știi că faci bine lucrarea la care ești chemat, e necesar să mulțumești tot membrii bisericii sau e normal să fie și unii mereu nemulțumiți. Oh, pot fi și Gică contra, nu e o problemă. Da. Deci, ce se întâmplă? Noi nu căutăm să plăcem oamenilor, să fie clar. Dar oamenii cu un simț duhovnicesc. Vor ști să aprecieze o lucrare de calitate. Și nu mă raportez în biserică la cei care sunt bășcăliuși sau la cei care sunt uh, niște uh, cârcottași. Nu. Aia, are să-i mulțumești. Și nu trebuie să căutăm oamenii aceia să-i mulțumim. Ne trebuie să, mulț să îl mulțumim pe Dumnezeu. Noi slujim din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu. Uh, pe mine nu mă interesează atât de mult să-i mulțumesc pe oamenii care sunt în fața mea, ci să fiu corect față de uh, chemarea pe care mi-a dat-o mie Dumnezeu. În domeniul muzical, în domeniul administrativ, în domeniul predicării evanghelice, mă refer la mine. Și atunci, uh, asta este important. Pe ceilalți, ma, ce să faci? Unora nu le, va, nu, nu le va conveni că îi pui să pună mașina într-o anumită poziție în parcare. Oh. Deci fac gesturi obscene, folosesc cuvinte urâte. Foarte mult vezi și în trafic, dar și în parcarea unor biserici care unor oameni. Și îți dai seama că omul are nevoie de multă pocăință. Da? Oameni care trântesc cu ușa, dar ce n-ai putut să mă pui mai departe, mai acolo, sau nu știu ce chestie. Când ești la o parcare pentru o mie de membri, vezi multă. Și ă, asta este situația. Trebuie să înțelegi că. Da? Și iată că nu poți mulțumi chiar pe toți. Dar cu înțelegere, cu curtoazie și așa. Asta e. Ne asumăm. Pe poate un slujitor să slujească bisericii și să aibă, să dețină prejudecăți pentru alți slujitori și chiar să vorbească de rău, mai bine zis, preferințe vizibile? Nu, Eu n-aș uh, considera că un slujitor se califică să fie slujitor având asemenea atitudini și asemenea probleme, îl descalifică practic uh, resentimente și atitudini, eu știu, selective pe preferințe de anumit gen, Asta n-au ce căuta. Acum, nu trebuie să facem confuzie când e vorba totuși de încadrarea într-o anumită corectitudine a mesajului din punct de vedere doctrinar. Sau... Acum, fiecare avem și noi oamenii pe care îi avem la inimă, dar în biserică sunt oameni care toți trebuie să slujească. Da? Și chiar dacă nu-mi convine întotdeauna cum slujește un anumit om, îi dau șansa totuși să evolueze, să se dezvolte. Și îl pun și pe cel mai slăbuț, nu îi pun numai pe cei care sunt foarte buni. Că atunci când ori mai avea șansă să crească și ceilalți? Și atunci îi pun și pe cei care sunt foarte buni la muzică. Dar îi pun și pe cei care vor să cânte, dar sunt mai începători. Îi pun și pe cei care predică bine, bine, dar și pe aia care fac primii pași. Și le dau și lor șansa să crească. Cam asta e ideea. Cum ne raportăm la părerile negative în raport cu slujirea noastră, mai ales dacă nu sunt constructive? La, am să dau răspuns duminică la, la chestiunea aceasta. Cum accepti criticile vis-a-vis -vis de slujirea pe care o faci? E o chestiune distinctă. Am să dau răspuns atunci, ca okay. să nu dau acum, să nu o repet. Cum se pot încuraja persoane care vreau să-și. Dar nu vreau să învețe competențele de care au nevoie pentru anumite slujiri. Uh, nu știu dacă întrebarea o înțeleg chiar foarte bine, dar mm. probabil se referă la faptul că nu vor să și le însușească. Nu? Exact. Da, deci, e o chestiune informațională vor să o știe, dar nu au și. Practica. Practica mm, e greu. Că ce se întâmplă? Sunt oameni care poate teoretic știu anumite lucruri, dar nu reușesc să pună și în practică. Cu dragoste trebuie să ajutați oamenii respectivi, nu trebuie să anihilați, dar trebuie să îndrumați și încadrați ușurel în așa fel încât să simtă și ei parte din povară, în așa fel încât să devină și oameni pragmatici deci nu doar ortodoxie în învățătură și ortopraxie, adică și partea practică vieții să fie conformă cu adevărul. Da, e mai greu atunci când omul nu are capacitatea de autoevaluare și trebuie să-l ajuți tu să-i spui anumite lucruri. Dar trebuie să o faci, nu ai ce face. Că după aia, dacă el nu conștientizează, îl sacrifici pe el la nivelul bisericii. Și atunci lui face rău, Într-o anumită măsură, și bisericii. Dar e bine să-l sfătuiești în dragoste și să-l ajuți să, să devină un creștin practicant. Cum poți avea un caracter deosebit, având în vedere și aspectul ereditar, adică ceea ce moștenim din familie? Cred că la asta se referă. Um, caracterul, chiar dacă, da, constați anumite lucruri care sunt, să spunem, care nu te mulțumesc în temperamentul tău. Caracterul uh, îl poți forma uh, într-un mod uh, armonios uh, prin relația cu, cu Dumnezeu, cu relația spirituală pe care o dezvolți. De ce? Pentru că, eu știu, cultivarea înfrânării, de exemplu, pentru un coleg, este binevenită. Uh, a stăpânirii limbii. Uh, sunt autocontrolului, sunt absolut uh, normale. Și atunci, uh, practic, omul este năvalnic, este impetuos, dar în timp învață să se stăpânească. Eu sunt sangvinic și vreau să vă spun că am avut și momente în care aproape că am ajuns în zona colericului. Dar uh, eu mă știu cum eram la 19 ani și mă știu cum sunt la 50. Uh, am momente în care, dacă sunt nevegător, reapar manifestări de genul. Dar e o chestiune care se dăltuiește în timp. E o șlefuire uh, atentă și da, pot apărea izbucniri în familie, în contextul celor, eu știu, a colegilor, a slujitorilor cu care ești mereu, dar... Te poți pocăi, îți poți cere iertare, îți cer scuze. Asta este, dar de regulă e o chestiune pe care trebuie să lucrezi. Deci, caracterul lucrez în acele zone pe care le consider problematice. Deci, sunt oameni care aproape niciodată nu s-ar certa. Dar ei au alte minusuri în altă zonă, pe când alții ar fi puși pe harță mereu. Și, ei, acolo trebuie să lucrezi. Acolo trebuie să lucrezi. Să cultivi lucruri care. Uh, practic stopează lucrurile rele și înfloresc acele lucruri, acele trăsături de caracter care sunt uh, frumoase. Aș vrea, mai sunt încă două, trei întrebări să avem răbdare și cu dorința să nu mai punem întrebări pentru că deja ora nouă da, urmate, da. mâine este slujbă okay. le finalizăm și... Slujbă? Nu mâine, poi mâine îmi cer scuze. mâine Bonesc cu gândul. Mâine? mâine. Avem impresia că e sâmbătă. Uite. Mâine e sâmbătă, frate, da. Da. Mergem în Roma, e ok. Mulțumesc. Cât de importantă e relația în familie pentru slujirea în biserică? Este grozav de importantă. De ce? Pentru că testul îl dai acasă. O soție care uh, vrea să facă o lucrare în biserică, dar nu știe să fie supusă acasă, nu are ce căuta în slujirea din biserică. Un soț care nu știe să-și iubească soția acasă și să fie foarte curtenitor și amabil cu ea, nu va ști să fie respectuos nici cu surorile din biserică. Deci, eu cred că, practic, în cămin este prima școală a caracterului nostru. Nu te șlefuiește nimic altceva în viață pe cum te șlevuiește căsătoria. Și apariția copiilor pentru un slujitor constituie un atu în plus. Pentru că viața de familie cu copii te ajută să fii înțelegător cu părinții care au copii în biserică. Și te fac în stare să știi ce sfaturi să dai părinților. Dacă tu n-ai copii sau nu știi cum să te cu proprii copii, cum vei ști să dai niște sfaturi altora? Pentru viața de familie. Deci, e extrem de important aspectul acesta, și uh, poate odată o să vin și o să discutăm strict despre viața de familie în cadrul unei conferințe. Numai teme de familie, ca acum. Da. Că, practic, specializarea mea e în zona aceasta mai mult decât în zona în care m-ați chemat acum. Vă rog. Da. Cred că e ok, s-au șters întrebările, nu știu dacă din ah, greșeală E, slavă Domnului, <laughs> probabil a zis gata, avem slujbă mâine, nu? <laughs> M-am da, crezut Da, da, vă mulțumesc